Slăvit să fie Domnul! Astăzi vom privi în Scripturi, în mod special în Noul Testament, pentru a observa ceea ce spune Scriptura despre a doua venire a Domnului Hristos. Evident că în Vechiul Testament s-a profețit despre venirea lui Mesia, dar oamenii n-au înțeles etapele venirii sale și instaurării împărăției lui Dumnezeu. Chiar și ucenicilor le-a fost greu să priceapă că împărăția în prima ei fază n-a venit să izbească privirile, ci de-abia la a doua venire urmează să se instaureze împărăția lui Dumnezeu pentru care ne rugăm așa cum am fost învățați. Venirea Domnului Hristos va constitui o etapă profundă în planul lui Dumnezeu pentru instaurarea păcii eterne, a fericirii desăvârșite. Ea va fi un efect total asupra celor credincioși și respectiv asupra celor necredincioși. Este scris în cartea Apocalipsei, căci în primul rând despre aceste imagini vorbind, capitolul 22, versetul 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Faptele sunt bune sau rele? Dumnezeu le are în vedere aici pe toate. La fel este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 5 la 10, despre efectul venirii Domnului Hristos asupra celor buni și respectiv asupra celor răi. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Amintiți-vă că în lecția anterioară am vorbit despre persecuție. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în tot ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Evident că, în primul rând, noi ne gândim la efectele venirii Domnului în viața celor credincioși. În ideea aceasta vă citesc din Ioan 14 cuvinte rostite de Domnul Hristos înainte de a pleca, de a se despărți de ucenici. El de atunci le-a spus că va reveni. Ceea ce urmează după nerevenirea sa este scris aici, citesc de la versetul 3, și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi, să ne dorim revenirea Domnului, pentru ca părtășia noastră cu El să fie desăvârșită, să se permanentizeze. Aceasta îi zice Pavel în Tit, fericita noastră nădejde, așteptarea revenirii Domnului Hristos. Privind la cele două veniri, cea din tâi, de acum 2000 de ani, și cea de-a doua, într-un viitor oarecare, despre care nu știu oamenii, sesizăm că cea din tâi venire ne-a mântuit de vinovăție și ne-a scăpat de pedeapsă. Moartea Domnului Hristos, ispășirea Lui pe cruce și prezentarea Lui în cer ca mare preot a anulat pedeapsa, a ridicat vinovăția de peste noi. Dar cea de-a doua venire trebuie să rezolve alte aspecte referitoare la păcat, la mântuire. Trebuie să ne mântuiască de puterea și de prezența păcatului.
În momente de slăbiciune, când cedăm la ispită, păcatul încă ne amprentează. El are încă o putere. El este prezent în jurul nostru. Și de-abia la cea de-a doua venire se va termina în mod definitiv cu păcatul. De la versetul 24, vorbind despre cele două veniri și realizările lor, care sunt, acum, repet, mai ușor de înțeles pentru noi în nou legământ. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor și, ascultați, și până la aducerea neprihănirii veșnice. Ispășirea a fost realizată, dar neprihănirea veșnică urmează. În acest context, învățătura Noului Testament accentuează revenirea Domnului Hristos. Este o noțiune de bază. Întreg Noul Testament, am putea spune, este structurat pe puterea învierii și a revenirii Domnului Hristos, ceea ce va schimba în totalitate și ființa noastră. Iată ce nota Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 20. Și nu este singura referință nouă testamentală despre ceea ce ne așteaptă, despre cât de importantă este revenirea Domnului. Dar cetățenia noastră este în ceruri. Însă joncțiunea cu această împărăție o vom face atunci când vine Domnul. De unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. După aceste noțiuni introductive vreau să privim într-un prim capitol la caracteristicile revenirii Domnului Hristos. Pentru că Domnul a spus care va fi starea generală lucrurilor, ce semne vor marca revenirea sa și cum se va derula acel moment. În primul rând vreau să lămurim faptul arătat de Domnul Iisus Hristos că aceste lucruri adânci, tainice, nu pot fi înțelese în profunzime cu desăvârșire decât în momentul împlinirii lor. Evreii și-au imaginat o multitudine de scenete în felul în care se va instaura împărăția lor de glorie și cum va reveni Mesia. De la a lăsa un scaun liber la masă pe care să-l ocupe Ilie care precede revenirea și până la a stabili ce durată va avea împărăția lui Mesia, s-au trudit și au făcut multe scheme. În perioada creștinismului, în mod deosebit în jurul anului 1000, apoi spre apropierea anului 2000, s-au înmulțit tezele apocaliptice și în mod special cu accent pe răpire, oamenii făcând fel și fel de speculații și de calcule. De aceea vreau să menționez de la început că Domnul Hristos a spus foarte clar, aceste lucruri nu pot fi înțelese în profunzime, decât în momentul împlinirii lor. Să răspundem la o simplă întrebare. A știut cineva cum se va derula prima venire a lui Mesia cu anticipație? N-a știut nimeni. Erau oameni credincioși care așteptau. Iată ce citim în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25 despre Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Deci era un om cu care Dumnezeu păstra legătura. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus.
Dar dacă l-ar fi întrebat cineva cu câteva luni înainte, știi în ce zi te vei duce la templu să-L vezi pe Mesia? Cu siguranță n-ar fi știut. Duhul însă l-a mânat atunci. Scrie aici despre o femeie, Ana, care zice în versetul 37, slujea lui Dumnezeu zi și noapte cu post și cu rugăciuni, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Așadar, atât aceștia doi, cât și Zaharia, Elisabeta, Iosif și Maria, n-au știut dinainte ce și cum va fi, dar toți au avut parte pe deplin de întâia venire. Le-a fost clar, au crezut într-un mod indubitabil că era împlinirea profețiilor sfinte. Iată cuvintele Domnului prin care a spus că lucrurile nu pot fi precepute întru totul dinainte. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 19. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Ei n-au putut crede înainte. Nici nu le-a cerut Domnul. Le-a spus doar atât. Acum vi-l spun, că atunci când o să se întâmple, să puteți crede. În aceeași idee, citim din capitolul 14, versetul 29. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Sau, capitolul 16, versetul 4. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Așadar, să ne rugăm Domnului să ne fie clar că Domnul vine, să ne fie dor, să fie Duhul Sfânt peste noi și în momentele acelea noi vom ști, vom gusta, vom avea parte de înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Este interesant, zice în Matei 21, că și copilașii când a intrat Mesia în templu au fost cercetați de Duhul, cum și Ioan Botezătorul a fost umplut înainte de a se naște și strigau Osana, binecuvântat și ce vine în numele Domnului. Și spun aceste cuvinte pentru că la răpire vor fi și copii, și ei, care vor fi curați la suflet, nu după părinți, după ceea ce este în ei. Nu este mântuit fiul prin tată, nici tatăl prin fiul, nici soția prin soț, nici invers. După ceea ce este în ei, așa cum a zis Dumnezeu despre fiul lui Roboam, s-a găsit ceva bun în el, vor pricepe și ei. Duhul îi va sălta și pe ei, vor înțelege și chiar mai mult vor avea parte de răpire. Să dea Domnul să plecăm așa ca evrei din Egipt cu toți, cu copiii cu toți, în ziua aceea. Trebuie să înțelegem că situația generală, mă refer aici la aspectele religioase, politice, sociale, din timpul răpirii va fi grea, chiar foarte grea. Discutam în lecțiile trecute despre istoria omenirii marcată de intervenția lui Dumnezeu ca oamenii să fie siliți să se pocăiască și despre judecățile ultimele generații. A fost profețit încă din Vechiul Testament, citesc din cartea Ioel, ce se va întâmpla la revenirea Domnului, capitolul 2, versetele 30 și 31. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. A fost profețit despre aceste lucruri, fiindcă ele fuseseră stabilite înainte de Vechiul Testament, de Dumnezeu, care avusese un plan veșnic înainte de creație. În Noul Testament ele sunt reluate și eu voi citi doar câteva dintre referințele biblice, în mod deosebit spusele Domnului Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 21, ca să știm din ce condiții vom fi răpiți.
Luca 21, de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă în auzul urletul mărilor și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cer vor fi clătinate. Atunci, deci în acele condiții, atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare și potrivit unor teorii mai plăcute, conform cărora răpirea va fi înainte de toate acestea. Cum se explică versetul următor? Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, spunea Domnul la ucenici, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Deci, în acele împrejurări, noi să știm că Domnul e chiar la ușă. Va veni. Iată ce nota și evanghelistul Marcu, capitolul 13, de la versetul 26. Putem citi și versetele anterioare, sunt în conformitate cu cele din Ioel, din Luca. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nor cu mare putere și slavă. Deci se va vedea. Ideea unei răpiri secrete este o născocire teologică. Astea sunt cuvintele Domnului ce vă citesc. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nor cu mare putere și slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerurilor. Deci atunci când se va vedea, atunci îi va alege pe ai săi, îi va aduna. Să ne ajute Domnul să fim printre ei. În aceeași idee scrie și în Apocalipsa capitolul 1, despre venirea sa glorioasă, dar vizibilă. Iată că el vine pe nor și orice ochi îl va vedea. Și cei l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Și noi trebuie să adăugăm, vino Doamne Iisuse. În acest complex de împrejurări rele, se va întâmpla ceea ce a spus Domnul Hristos și a notat evanghelistul Matei în capitolul 24. Pe fondul acestor fenomene de referință se vor produce înșelări și confuzii pentru cei mai mulți oameni. 24 de la versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Tot aici, versetul 11, se vor scula proști mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 23, atunci dacă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Dacă ar fi venit, ce sens ar mai avea să spună? Asta e dovada că încă nu-i venit în momentele acelea. Că se vor scula Hristos mincinoși, proști mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă ar fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăți ascunse, să nu credeți. Și scrie în versetul următor cât de vizibilă va fi venirea, nu secretă. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și toate aceste cuvinte nu au fost adresate lumii, ci ucenicilor. Să nu se lase înșelați, să știe că Domnul este aproape. O altă dovadă puternică este scrisă de Apostolul Pavel la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, notând același context în pragul de venire Domnului Hristos. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă
cu el. Deci asta nu poate fi decât la răpire. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, să nu vă tulburați de vreun duh, de vreo vorbă, de vreo epistolă, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. De exemplu, cum spun adventiștii, că după ce l-au așteptat în 1844 și n-a venit, au întârziat data punând în 1848 și ca să justifice calculele spuneau că de atunci Domnul Hristos a intrat în Sfânta Sfinților și tot face la judecată, numai n-a terminat cu dosarele. Ulterior, din ei s-a desprins o ramură a marturilor lui Jehova, care i-a pus venirea Domnului cu știți în 1914, spunând că el deja domnește în mijlocul dușmanilor. Evident că toate acestea sunt născociri despre care Biblia a avertizat, dar ne avertizează și asupra năzbâtilor care încă planează pentru viitorul iminent. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și să fi descoperit omul fără de lege, fiul pierzării. Versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelejuit, deci în condițiile premergătoare revenirii Domnului, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu arătarea gurii sale. Dacă îl va nimici, înseamnă că este deja instalat. El își face lucrarea cel nelejuit în timpul revenirii Domnului și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu înșelarea celor care nu vor o pocăință curată, spus așa mai simplu. Am vorbit despre asta în lecțiile anterioare. În aceste condiții ne amintim și de cuvintele Domnului care spunea: dacă în acele zile Domnul n-ar interveni, cine ar scăpa? Însă Domnul va avea momentul special al revenirii sale. Vreau să înțelegem că Domnul va îngădui lucrurile până când, așa cum spuneam în lecția anterioară, secerișul va fi copt. Evanghelia va ajunge până la marginile pământului, oricine va vrea să fie mântuit, s-a mântuit, ceilalți nu mai vor și Dumnezeu nu mai are după cine să aștepte. Aminteam din Apocalipsa 14 că și secerișul a fost copt și via trebuia tăiată pentru că strugurile erau copți. Este momentul de vârf, de final. Domnul spunea în ideea aceasta în Luca 21, versetul 24, ceea ce ne interesează în primul rând pe noi. Partea ultima versetului: până se vor împlini vremurile neamurilor. Deci este o vreme rânduit. Când aceasta expiră, Domnul vine. În aceeași idee despre revenirea la timp, ziua aceea, ceasul acela, despre care nu știe nimeni. Zice Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, și asta trebuie să fie ca un îndemn pentru noi, aplicația cea mai importantă. 1 Timotei 6, versetul 14, să păzești porunca fără prihană și fără vină la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei. Apostolul știa despre asta, deși, așa cum spunea și Domnul, nici el, nici îngerii nu cunoșteau calendaristic care va fi ziua aceea. Mai trebuie să se întâmple până atunci, până la momentul de final, ceea ce spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 11, versetul 25, pentru că Domnul așteaptă după noi. S-a spus să nu sufle vânt, până nu se pune pecetea pe toți ai Domnului. 11:25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singur înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor, după ce va fi mântuit
ultimul dintre neamuri, se va încheia mântuirea cu un grup de evrei și se va împlini ceea ce scrie tot aici, că și tot Israelul va fi mântuit, adică toți cei scriși în carte, cum zicea profetul, nu va lipsi niciunul, cartea vieții se va completa cu mântuiți dintre evrei și neamuri. Atunci se va limita harul lui Dumnezeu, ușa se va închide, templul lui Dumnezeu din cer de asemenea, vor urma acele ultime orgii despre care am vorbit. Acela este momentul în care venirea Domnului este la timp ca să îi ia pe toți ai săi. Biserica sa este încheiată, mireasa sa este gătită, iar așa cum spuneam, persecuțiile vor face ultima curățire, această vreme de cernere va finaliza dosarul celor ce sunt în viață. Cei care mor își finalizează dosarul până în clipa morții, cu diferite boli, necazuri. Cei care sunt în viață trebuie să le fie finalizat dosarul în cursul existenței. De aceea este necesară în ultima generație o lucrare de foc, pentru ca să se cristalizeze, să se stabilizeze fiecare om în ce parte se va orienta și ce va face. Vreau să privim acum la momentul revenirii Domnului. Ce spune Scriptura despre momentul acela, ziua aceea? Domnul spunea în Matei, capitolul 24, versetul 30, următoarele. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Nu îndrăznesc să explic ce este acest semn. Părerile sunt împărțite. Un semn. Știți că a fost un semn și când s-a născut. Nu numai unul. Acest semn va declanșa revenirea Domnului. Când toți vor vedea pe Fiul Omului pe norii cerului venind cu putere și cu mare slavă, va fi momentul răpirii, dar și a vederii Lui de către toți oamenii. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbiri sărăsurătoare, vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi de la o marge a cerului până la cealaltă. Potrivit altor texte din Noul Testament, un cuvânt cunoscut, obișnuit la mormântări, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, lângă acest semn va fi un strigăt, un glas de trâmbiță. Citim de la versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înainte celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci în momentul revenirii Domnului va avea loc răpirea ultimei generații de credincioși și învierea cu transformare, pentru toți evident transformare, dar învierea celor morți. Tot aici scrie în continuare, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. În aceeași idee scrie în 1 Corinteni 15, cuvinte care completează cele de mai sus, de la versetul 49. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, moștenim pe primul Adam, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, al celui de-al doilea Adam. Ce spun eu, frațiu, este că nu poate carne și sângele să moștenească în împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
slăvit să fie Domnul pentru lucrarea și ziua aceea. În aceeași idee spune și în cartea Apocalipsa. Nu este greu de făcut legătura între aceste texte. Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Deci, revenirea Domnului, așa cum spuneam de la început, este o etapă foarte importantă în instaurarea împărăției lui Dumnezeu în planul eternității. Ziua aceea va fi surprinzătoare. Și vreau să ne uităm puțin în Evanghelii pentru a vedea două ipostaze care au un punct comun, în sensul că nimeni nu știe, dar așteptările sunt diferite și stările sunt diferite. Atunci evident că nu se mai poate face nimic. Totul este la o clipeală. Și nu cumva să creadă cineva că după venirea Domnului mai este vreo șansă de mântuire. Asta e cea mai mare eroare. Oriunde vă uitați în Scriptură, la evenimentele cu care Domnul compară revenirea sa, corabia lui Noe, momentul pedepsirii Sodomei, nu a existat după aceea vreo șansă. Când Domnul vine, v-am citit, se împlinește numărul, morți înviază, primesc trupuri noi de slavă, nici vorba de vreo mântuire, prin eforturi proprii, prin martiraj, așa ceva nu scrie în Biblie. De aceea, eroarea cea mai mare a celor teorii, cum că unii vor fi răpiți pe vreme bună, să zic așa, și alții rămân ca să îndure prigoana fiare și să aibă și ei o șansă ulterioară, este greșită pentru că dă oamenilor o a doua șansă care nu există și despre care Biblia nu vorbește. De aceea să ne ajute Domnul să fim gata. Când mirele a venit, s-a încuiat ușa, a mai primit fefecioarele celelalte? Nici vorbă. Luca 13 a spus Domnul, când stăpânul se va scula și va încuia ușa și cele vor fi afară, i-a mai slobozit cineva înăuntru? Nici de cum. Deci sunt atâtea referințe în spusele Domnului, în Apocalipsa, cu închiderea ușii din cer, cu templul care se închide. Să valorificăm șansa aceasta care o avem astăzi, câtă vreme se zice astăzi, cum spune Scriptura în Evrei. Să citim așadar spusele Domnului pentru a înțelege că revenirea Lui, acel strigăt, trâmbiță, va fi o surpriză pentru toți, în sensul că nimeni nu știe ceasul revenirii. Dar pentru unii va fi o surpriză neplăcută, fiindcă nu sunt gata, nu sunt pregătiți. Pentru ceilalți va fi o surpriză plăcută, fiindcă ei așteaptă și sunt gata. Iată spusele Domnului, Matei 24, citesc de la versetul 36, câteva spicuiri și apoi ne oprim în detalii. Deci despre ziua aceea nu știe nimeni cum s-a întâmplat la noi, n-au știut nimic. Versetul 39, atunci din doi bărbați unul luat, altul lăsat, din două femei de asemenea. Versetul 42, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Asta spune credincioșilor care l-au ca Domn pe Domnul Iisus. Să știți, dar, că dacă stăpânul casei ar ști la ce straj din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți gata, că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deci, va fi un moment care nici chiar credincioșilor nu se va părea că e cel mai optim, cel mai potrivit. Dar dacă ei sunt gata, vor avea parte de el. Zice în continuare aici,
Citesc și de la versetul 46, fericit de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va spune peste toate averile sale. Alte detalii le avem în Evanghelia după Luca, capitolul 12, care evidențiază foarte concret aceste aspecte. Citesc de la versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să se deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Fericit de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine în a treia strajă, fericit de robii aceia de-aia că va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casă, la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să se spargă casă. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, ajută-ne să fim într-o formă spirituală bună în fiecare zi. Asta e concluzia care se impune. Nu știe nimeni, dar unii sunt gata și așteaptă. Așa am citit aici. Versetul 36, să fiți ca niște oameni care așteaptă. Și când trebuie să fie așteptarea mai atentă, dacă nu atunci când nu știi exact momentul. Gândiți-vă la ziua în care Domnul a răpit pe Ilie la cer. Ilie a cerut ceva. Și Ilie a spus, dacă vei surprinde momentul acela, vei avea parte. Dacă nu, nu. Așa e și la venirea Domnului, identic. Dacă te găsește Domnul așteptând într-o stare spirituală bună, ai parte. Dacă nu, spune Scriptura, mă gândesc și la cele scrise în profetul Ezechiel, o stare spirituală rea anulează tot trecutul bun de până atunci. Iată cât de atenți ar trebui să fim. Iată cât de clar ar trebui să ne sune în permanență în minte cuvintele Domnului care a zis, ce zic, vouă zic tuturor, vegheați, Marcu 13:37. Ceilalți vor fi surprinși. Ba chiar mai mult, cum vă spuneam, dacă unii cred că mai este șansa mântuirii după răpire, vorba aceea, nici nu se stresează chiar tare că mai au o șansă. Dacă mai este un tren după masă, de ce se scoale dimineață? Nu există decât unul singur. În aceste condiții, Scriptura recomandă două atitudini care trebuie să fie complementare. Acesta am notat în mod aplicativ ca și un capitol distinct, așteptarea miresei, dar și așteptarea sclavilor. Noi avem această dublă postură. În dragostea Domnului pentru noi va veni să ne ducă să fim mireasa Fiului Său. Dar în respectul nostru pentru Dumnezeu ca stăpân și creator, El va veni să ne ducă să fim robii Săi și să-I slujim o veșnicie. Trebuie să luăm în calcul ambele aspecte. Așteptarea în veghere, în condiții de dragoste, este ușoară. Dacă o mireasă, de exemplu, are fixată ziua nunții și o oră în care așteaptă să vină mirele, vă puteți imagina ca ea atunci să fie plecată pe undeva cu treburi? Îl așteaptă îmbrăcată, echipată, cu pieptul plin de iubire. Dacă noi îl iubim cu adevărat pe Domnul, îl vom aștepta într-un mod plăcut. Vine mirele. Acesta e sunetul pentru noi. Ieșiți în întâmpinare, Matei 25. Iar Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 22, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Adică dacă nu ți este drag să vină, să rămâi despărțit de el. Tot Apostolul Pavel, în ultima sa epistolă, credem, 2 Timotei, capitolul 4,
ni se adresează nouă sau ultimei generații. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea, El, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vă rog să vă verificați, să ne cercetăm cu toții. Acum când vorbim despre revenirea Domnului, îl așteptăm cu drag? Trăim noi sentimentele, avem emoția miresei? Sau mai degrabă, indiferența unor străini, care nu doar că nu se așteaptă în momentul acela să vină un musafir nepoftit, dar nici nu-l agrează. În al doilea rând, așteptarea noastră trebuie să fie activă, slujind să ne găsească Domnul în activitate. Cuvintele Domnului sunt foarte clare, Evanghelia după Luca, capitolul 12, în continuarea cuvintelor citite anterior, de la versetul 41, Doamne, a zis Simon Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor ca să le dea hrana lor la vreme potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând. Deci iată că în prima ipostază venirea trebuie să ne găsească așteptând, cu dor. Aici venirea trebuie să ne găsească făcând, slujind. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. În prima ipostază, în așteptarea cu dragoste, ne pune la masă, începe nunta. Într-o a doua ipostază, ne pune în slujire. Adică în postul de administrare și îl vom avea pentru eternitate. Dar dacă robul acela zice în inima sa, stăpânul meu zăbovește să vină. Și apucă cu activitățile vieții. Nesocotim prioritară revenirea Domnului Hristos. Dacă va începe să bată pe slugi și să mănânce și să bea cu sâmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă, nu are dragoste. Și în ceasul în care nu știe, și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși și nu cu credința lor. Dragii mei, suntem activi? Au fost întrebați unii oameni al lui Dumnezeu ce ai face dacă ar veni Domnul de seară. Oameni dedicați. Și cu responsabilitate, spunea cineva, nu mi-aș modifica orarul. Înseamnă că ce mi-a dat Domnul de făcut pentru astăzi, trebuie să termine înainte de venirea Lui. Noi nu știm când Domnul vine, vorba aceea, să trăim ca și cum încă toți o să ajungem bunici și străbunici, în același timp să fim gata ca și cum Domnul nu ne-ar mai îngădui nici să ne căsătorim, sau nici să creștem, mă refer la cei care sunt la vârste mai fragede. Spunea Domnul Iisus, unul va fi la moară, altul va fi în pat, depinde pe ce meridian ne va prinde venirea Domnului, ne va lua. Dacă noi ne-am făcut datoria și am fost credincioși, venirea Domnului va fi o surpriză plăcută. Să ne ajute Domnul așa să fie, amin? Să recapitulăm puțin înainte de a nota ceva în încheiere. Doctrina revenirii Domnului Hristos este foarte importantă în conținutul Noului Testament. Pentru că va finaliza ceea ce Domnul a început la prima venire. Se va termina cu prezența și cu puterea păcatului. Vă spuneam că acel ceas nu poate fi cunoscut dinainte. Feriți-vă de cei ce fac calcule. Oamenii sunt foarte doritori de lucruri fabuloase. Undeva într-un sat, cazul s-a petrecut recent, s-a dus un frate și niște surori, zice, cu tare frate, a avut o răpire. Ce i-a spus Dumnezeu? Și iar o să fie răpit pe când cad florile din pomi. Și fratele a zis, deci dacă știe pe când o să aibă următoarea răpire, nu o citesc nici pe prima. Astea nu sunt programate de noi, așa, la comandă. Astea sunt lucruri prinse în planul tainic al lui Dumnezeu. E suficient să le înțelegem la vremea lor. Și dacă vom avea dragoste și ne-am făcut datoria înaintea Domnului, le vom pricepe. Dacă nu, chiar dacă știm
Apocalipsa pe de rost. Mari preoți au spus lui Irod că Hristosul trebuie să vină în Betleem, dar l-au cunoscut când a venit. Se plimba printre ei, a făcut semne și scrie în Ioan 10 că l-au înconjurat și au zis: până când ne tot ține în cordare, tu ești sau nu ești? Și Domnul a zis: voi nu pricepeți că nu sunteți dintre ai mei. Numai cei credincioși au parte de aceste evenimente, care nu vor fi ușoare în vremea aceea. Vor fi evenimente grele în natură, în societate, războaie, probleme, conflicte, neliniște. Medicii se tem de o îmbolnăvire psihică a populației. Ba mai mult, sunt și anumite tentative de împuținare a populației globului sub diverse forme. Apoi să ne gândim la rătăcirea în plan religios, în acest complex de împrejurări, Domnul se va arăta. Va fi un semn, un glas de trâmbiță, un cuvânt ceresc, va fi surpriza plăcută sau neplăcută pentru credincioși și respectiv necredincioși. Cât despre noi, dacă vom rămâne credincioși Domnului și nu vom da înapoi, vom avea bucuria și siguranța revenirii și primirii favorabile. Ceea ce este o speranță purificatoare. Iată ce frumos scria Ioan întâia sa epistolă, câteva versete, capitolul 2, versetul 27, în continuare. Dacă ungerea este în noi, ea ne învață, e adevăr pur, și acum copilașilor rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el să avem îndrăzneală. Și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Dacă știți că el este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, adică atunci va fi schimbarea trupurilor noastre. Și îl vom vedea așa cum este. Și acum versetul 3. De aceea, oricine are nădejde aceasta în el, se curățește, după cum el însuși este curat. Deci sarcina noastră este sfințirea, că vine Domnul cel Sfânt. Când, dacă nu cu fiecare zi și an ce trece, făgăduința e mai valabilă? Cu cât vedeți că ziua se apropie, curățirea trebuie să fie mai profundă. Și totuși, iată că nevegherea și alte stări care vin peste noi, cum spunea Domnul, și ne fac neroditori, ne năpădesc. Doamne, ajută-ne să ne eliberăm de toate acestea. Să privim în sus, să așteptăm și să fim în pregătire, slujind și înnoindu-ne sentimentele dragoste față de Domnul. Și în încheiere vă citesc cele scrise în Apocalipsa 22, ultimul capitol, deci. Sunt trei referințe. Aceasta este așteptarea fericită, cum spuneam și din Tit, 22:7. Iată, eu vin curând. Ferici de cei ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino! Și cât încă este loc, și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Sesizați cine a semnat cartea Apocalipsei? Domnul Iisus. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. S-a angajat, să zicem așa, pentru ultima dată, că revine. Și Ioan, cel care l-a iubit pe Domnul și care a fost iubit de Domnul, n-a putut încheia fără să adauge cuvintele: vino, Doamne Iisuse. Deci de îndată ce și nouă ne-a fost reînnoită promisiunea Domnului că va veni, să se adauge, să se alipească lângă această promisiune și chemarea noastră: vino, Doamne Iisuse. Amin.